S-a dat startul depunerii cererilor pentru primirea ajutoarelor constând în rechizite școlare. Și anul acesta, familiile târgujiene cu o situație financiară mai grea vor fi ajutate de autorități. Pot să solicite astfel de rechizite pentru copiii dumnealor. Pune la dispoziție și un formular de cerere. Pe versul formularului se regăsesc documentele pe care dumnealor trebuie să le depună. Sperăm ca anul acesta să avem pachete bune, consistente, de calitate, cu tot ce înseamnă rechizite pentru fiecare grupă de vârstă a copiilor care ni se vor adresa. V-am spus, da, vom stabili niște criterii dacă vor fi mai multe cereri decât numărul pe care le estimăm noi, dar sper să nu fie astfel de situație. Prima dată luăm în considerare veniturile și situația familiei. Data limită este de 16 august, ca să putem să analizăm și noi aceste cereri, componența familiei, veniturile dumnealor. Bugetul alocat pentru acest an este unul generos, pentru ca și mai mulți elevi să beneficieze de ajutoarele de la primărie. Valoarea este de 150 de milioane de lei. În funcție de numărul de cereri, vom vedea exact care este și valoarea pachetului. Încercăm să oferim la cât mai mulți, dacă vom putea, chiar la toți cei care vor veni cu astfel de cereri la primăria municipiului Târgu Jiu. În cazul în care numărul celor care solicită aceste ajutoare va fi mai mare, atunci autoritățile vor impune anumite condiții pentru acordarea rechizitelor.